Stimați colegi, cunoașteți această situație. Există o hotărâre de Parlament și ulterior nu a fost modificat codul muncii. Poziția mea o știți cu toții. Eu vreau să avem mai puține sărbători și mai puține zile de odihnă în Republica Moldova, pentru că fiecare zi de odihnă ne costă bani la bugetul statului. O să mai medităm pe viitor, dar sper să ajungem la o analiză foarte profundă, să înțelegem ce facem cu toate zilele de sărbătoare, mai ales zilele care sunt libere și în Republica Moldova. Acum